Dumnezeu ne-a binecuvântat și în dimineața aceasta. Ai privit cu milă și îndurare din zorii dimineții. Ne-a întărit, ne-a dat putere să ne ridicăm din așternuturi. Și iată în dimineața aceasta, într-un număr așa de frumos în prezența Domnului. Dorim în dimineața aceasta ca Duhul Domnului să cerceteze orice ființă. Am venit în locul acesta cu probleme. Deznădăjduiți, apăsați, poate disperați, descurajați. Dar îl rugăm în dimineața aceasta pe Domnul nostru Iisus Hristos să ne cerceteze cu fiecare parte, să se atingă de inimile noastre, să ne întărească, să ne ridice, să ne pună din nou picioarele pe stâncă, să plecăm din locul acesta plin de Duhul Sfânt, întărit și bărbătați de ceea ce poate da biruință și binecuvântare. La tine îmi ridic ochii, la tine care locuiești în ceruri. În această rugăciune, venim înaintea Domnului, vom privi spre Domnul și vom mulțumi că și ne-a purtat de grijă. Ne-a binecuvântat pâinea în săptămâna care a trecut, a binecuvântat apa și aerul. Ne-a privit de atâtea nenorociri în călătorile noastre. Mâna Lui, brațul Lui ne-au plătit. Vom merge înaintea Domnului și îi vom mulțumi pentru tot ce a făcut pentru noi. Și îl vom ruga să rămână mai departe cu noi. Amin. Și să binecuvinteze tot ce se va face în locul acesta, în dimineața aceasta. Amin. Să venim înaintea Domnului, așa cum suntem, cu păcatele, greșelile, eșecurile, falimentele spirituale, să rugăm pe Domnul nostru și Dumnezeu nostru, în dimineața aceasta, să mai privească cu milă și îndurare. Amin. Te rugăm, Doamne. A mai trecut o săptămână, și fiecare dintre noi știm cu ce l-am atristat. Poate ne-am întâlnit într-un anumit loc, nu să ne mai face, nu să ne face mai bun, cum spune Cuvântul lui Dumnezeu, ci să putem să-i judecăm pe cei ce au fost duminica trecută la Amvon sau joi. Poate n-au cântat așa cum ai vrut tu, n-au predicat, n-au dat îndemnuri. Nu sunt buni. Te-ai crezut tu bun sau am crezut eu bun. În dimineața aceasta, Domnul să ne ierte. Amin. Domnul să privească cu milă și îndurare spre noi. Să ne ierte gândirea, privirea, fapta și vorbirea. Fiindcă ne-a încercat cu Dumnezeu în săptămâna care a trecut mulți dintre noi. Am cârpit și am murmurat. L-am făcut nedrept. Ne-am dezvinovățit noi de atâtea ori înaintea Domnului. Nu noi suntem de vină. Împrejurările, frații, vrăjmașul, noi suntem buni, dar Domnul să ne ierte. Amin. Căci unul singur este bun, spune Cuvântul Domnului. Și acela este Domnul. Și de ce este bun? Fiindcă în dimineața aceasta sunt în locul acesta și sunt și dumneavoastră. Că mai privi cu bunătate și nu cu dreptate. Deci dacă ar fi privit cu dreptate spre noi, care am fost în locul acesta? Doamne, iartă-ne în dimineața aceasta! Am fost răzvrătiți, încăpățânați, nu te-am ascultat. N-am stat la altar și nu ne-am rugat. N-am deschis cuvântul Tău săptămâna aceasta. Dar noi suntem pocăiți. Noi așteptăm într-o zi să ne întâlnim cu Tine. Dar viața ne-o trăim cum vrem noi. Iartă-ne din nou în dimineața aceasta. Iartă-ne gândul. Și Domnul să ne ierte în dimineața aceasta. Suntem atât de slabi. Dar Domnul din dimineața aceasta să ne dea putere. Să ne întărească din nou. Să ne umple cu Duhul Sfânt. În viața noastră Duhului Dumnezeu să trăiască, să-și facă lucrarea în fiecare zi. Căci de multe ori nu Duhului Dumnezeu își face lucrarea și permite atât de ușor vrăjmașului să-și facă lucrarea. Prin vorbire, prin gândire și toate faptele. Și venim atât de ușor duminica. Venim înaintea lui Domnului nostru. Atât de ușor primim noi iertarea. Două, trei cuvinte și Domnul ne-a iertat și plecă. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta. Pune un duc de rugăciune nouă. Până acum poate n-am știut să ne rugăm.
Am avut niște rugăciuni formale, niște rugăciuni care n-au ajuns toate la tine de multe ori. Așteptăm biruința, spune cuvântul Domnului, și nu vine. De ce oare? Să luăm exemplu pe Daniel. Când a venit îngerul cu răspuns? Când se ruga, frații mei. Domnul să ne ajute în dimineața aceasta să ridicăm rugăciuni cu ridicat Daniel. Ca Domnul să trimită în dimineața aceasta răspuns. Să ne vorbească. Să mai trimită izbăvirea și biruința ca să așteptăm. Aș dori ca din toată inima să ne plecăm pe genunchi. Să stăm înaintea Domnului. Să-i cerem să ne ierte și să ne binecuvinteze în dimineața aceasta să simțim iertare și eliberare și binecuvântare și să simțim prezența Duhului Sfânt. Amin. Amin. Să nu simtă
că eu îi ascult și astfel să nu se mai roage. Și de aici vrăjmașul să intre în fiecare casă, acolo unde nu este rugăciune suficientă, și să-și facă planurile pe care și le-a pregătit. În timpul rugăciunii, Domnul a arătat că la mulți Domnul va ridica poverile. Și am zis, Doamne, ce vei face? Și a zis, Domnul, pentru cel ce se încrede în mine, am pregătit locuri de muncă. Așa am primit din partea Domnului să spun. Și a zis, Domnul, eu dau pâinea cea de toate zilele. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos! Am văzut un înger al Domnului care nota fiecare cuvânt pe care noi îl rosteam în rugăciune și ce gândeam. Și a zis, Domnul, caută ca să fii și cu inima și cu mintea legată de cer. Ca să te poți bucura în dimineața aceasta. Fraților, nu mâine. Astăzi. Domnul, astăzi vrea să ne bucurăm. Slăviți să fie Domnul. Amin. Nu trebuie să fim triști. Din contră, avem motive de bucurie. Că ne iubește Dumnezeu, slăviți să fie Domnul. Amin. S-a pus o întrebare și m-a întrebat cineva, de ce atâta rugăciune? Nu-i de ajuns o rugăciune dimineața și una seara? De ce atâta rugăciune? Și am spus, este nevoie de rugăciune. Ca în toate să se proslăvească Dumnezeu. Ca în toate Dumnezeu să-și aibă întâietatea. Este nevoie de rugăciune ca noi să primim miluințe de la Dumnezeu. Că numai prin rugăciune putem înainta, slăviți să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vreau să vă aduc la cunoștință că este datoria noastră să ne rugăm pentru țara în care trăim. Poate de multe ori ne-am gândit, poate am judecat. Băi, ăștia de la conducere, uite ce ne fac. Dar Biblia ne învață să ne rugăm. Să ne rugăm pentru țara în care trăim. Să ne rugăm pentru cei care, așa spune Biblia, chiar ne asupresc. Uitați-vă dumneavoastră în Scriptură și veți vedea că sfârșitul alergării a Domnului Iisus Hristos a încheiat prin rugăciune. N-a fost altceva decât a spus, Tată, iartă-i că nu știu ce fac. A privit cu milă spre noi. Dacă alergarea lui Ștefan a fost tot prin rugăciune, a noastră cum trebuie să fie? Oare nu tot prin rugăciune? Spunea cineva altă meserie, la pocăiții, numai să se roage, nu e o meserie. E ceva datorat. E ceva care, așa cum mănânci o hrană trupească, este nevoie și de rugăciune pentru hrana sufletului. Bineînțeles, citirea cuvântului Dumnezeu și așa mai departe. În următoarea rugăciune vrem să ne rugăm pentru cei care sunt puși în lucrarea lui Dumnezeu. Răspunde. Dacă noi nu ne vom ruga pentru ei, să știți că și ei sunt oameni. Au și ei problemele lor, necazurile lor. Au nevoie de rugăciune noastră. Cândva ei s-au rugat pentru noi. Acum e datoria noastră să ne rugăm pentru ei. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Să ne rugăm pentru păstorii pe care Dumnezeu ne-a dat aici în casa Domnului. Ca Domnul Iisus să-i binecuvinteze. Să facă Domnul lucrarea care de făcut cu amândoi. Și dacă vrea Domnul să mai ridice lucrători. Că noi nu stăm împotrivă. Că este bine să fie mulți lucrători ale lui Dumnezeu. Dar ale lui Dumnezeu, nu oamenilor. Oameni care să fie ascultători de glasul lui Dumnezeu. Nu de glasul oamenilor. Și pentru aceasta trebuie să ne rugăm. Amin. Să ne rugăm pentru presbiterii bisericii. Ca Dumnezeu să-i întărească. Și lucrarea care o fac să o facă mângăduire. Și să nu se uite nici în stânga, nici în dreapta. Să asculte, așa cum am spus, de glasul Domnului. De glasul Duhului Sfânt. Slăviți să fie Domnul Iisus Hristos. Amin. Totodată să ne rugăm pentru diaconii bisericii. Amin. Domnul să-i ține trăiești pe calea. Amin. Să nu se lase conturbați de prejurările, de problemele, de vremurile care sunt. Și să caute să asculte de ceea ce stă scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Să se roage. Să se ia de mâna lui Dumnezeu. Și Domnul să le dea mesaj din partea Lui. Să ne rugăm pentru prorocii Domnului. E bine când îți vorbește Domnul, așa e? Când te duci la raze, cum spuneam niște frați mai vârstă când ne întâlneam, mergem la raze. Și acolo ne va vorbi Domnul. Și ne vorbea Domnul și ne spune lucrurile care sunt de spus. Domnul să ridice prorocia Lui între noi. Dar prorocii lui Dumnezeu. Să ne rugăm pentru cei ce au vedenii din partea lui Dumnezeu.
Să nu le fie teamă și să spună ceea ce Domnul le-a dat, dar să spună cu îndrăzneală din partea Duhului Sfânt. Și Domnul să le dea vedenii curate și lumină în ceea ce Domnul va arăta. Să ne rugăm pentru Comitetul Bisericii. Avem nevoie ca Domnul să-i călăuzească și pe ei. Amin. Domnul să-i tăiască, să susțină adevărul. Amin. Și în numele Lui Iisus Hristos să țină drapelul biruinței în lucrarea Dumnezeu, care Dumnezeu a chemat. Să ne rugăm pentru cei care în vremea aceasta ne vorbesc de rău. Ne fac șocoresc. Ca Domnul să-i binecuvinteze. Amin. Și spuneam într-o împrejurare, eram undeva în țară și am avut un caiet de cântări și obișnuiam să mai desenez un trandafir, să scriu versete biblice acolo. Și un nepocăit mi l-a luat, dar n-am știut cine l-a luat. Și am zis, Doamne, să nu lași până nu se pocăiește și nu cântă toate cântările care sunt scrise acolo. Și după ani de zile m-am întâlnit cu el, fără să nu mi-am mai ținut minte de caietul ăla. Și au venit și au zis, frate Viore, nu știu ce ai zis tu, dar cred că cuvântul lui Dumnezeu lucra la inima mea. Și m-am pocăit. Nu știu, știu toate cântările, dar vreo trei nu le cunosc. Dar o să ne mută și pare. Uite, ți-am adus caietul înapoi și am zis, nu mai trebuie. Păstrează. Și laudă pe Domnul. Și m-am bucurat pentru că Dumnezeu a dat să ne rezultat. Nu am dorit un lucru rău, ci am dorit un lucru bun. Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos. De aceea, vă invit să ne ridicăm în picioare. Vreau să dau citire la cuvântul lui Dumnezeu. Și să ne rugăm pentru ce ne-am amintit. Să nu uităm de construcția bisericii. Avem nevoie ca Dumnezeu să trimită biruințele Lui. Amin. Să trimită posibilitatea, finanțele necesare pentru terminarea bisericii în care să ne putem bucura în Duhul lui Dumnezeu. Ne îndeamnă cuvântul Domnului și spune așa, Matei capitolul 5, versetul 44. Dar eu vă spun, spunea Domnul Iisus Hristos, iubiți pe vrăjmașii voștri, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, făceți bine celor ce vă urăsc, și rugați-vă pentru toți cei ce vă supresc și vă prigonesc. Doamne, dă-mi de rugăciune pentru asta de cauze. Să nu uităm de cei ce misionează. Dumnezeu să-i binecuvinteze. Să le dea mesaj proaspăt. Și Duhul Sfânt să facă semne și minuni prin ei. Și spune cuvântul Domnului departe. Ca să fiți fiei Tatălui vostru care este în ceruri. Că cel face să răsară soarele său peste cei răi și peste cei buni. Și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii. Dumnezeu să ne ajute. Dragostea noastră să fie fără prefăcătorie. Vrem să vedem înaintea Domnului pe genunchi, să ne rugăm pentru cauzele amintite. Amin. Bye.
ca mulți bolnavi, Iisus, se întinde mâna peste noi. Amin. Și Domnul să-și întinde în dimineața aceasta mâna peste noi. Să mai lase încurcare și neîncurcare. Amin. Dar să-i împingă toate, Domnul să ne mărească credința. Amin. Mi-aduc aminte, în urmă cu foarte mulți ani, nu eram întors la Domnul. Dar cunoșteam despre Domnul, mai frecventam biserica, și am găsit Dumnezeu încercare peste mine și am avut un accident în garaj, cu mașina a zdrobit fața. Când am ajuns la spital, doctorița a spus, oamenii mele, că mai este nimic de făcut aici, îl vom trimite ori la Târgu Mureș sau la Cluj. M-au pus într-un căruț cu cum te pune într-un căruț să nu stai în picioare sau să nu casă, nu leșim. M-au pus într-o cameră să aștept. În clipele acelea, am venit afară, fereastră, erau zi de toamnă, erau zi frumoasă. Și am spus Domnului, Doamne, am păcătuit înaintea Ta, sunt un om care a păcătuit, am mințit de atâtea ori că mă voi pocăi, mă voi întoarce, știu că am greșit înaintea Ta, dar știu un singur lucru, că Tu ești un Dumnezeu care vindeci. Nu există pentru tine boală, eu așa am auzit de tine. Ești Dumnezeu care vinde, și atâta și ne vezi în mine. Frații mei și surorile, clipa următoare, am simțit cum din vârful capului în picioare, trecut ca un curent. Din clipa aceea, Domnul s-a atins de mine. Și n-am avut nevoie să merg nici la Târgu Mureș, nici la Cluj. Nu eram un pocăit, cum de multe ori noi eram toți mari pocăiți. Dar în fața încercării suntem nimic. Dacă este cineva, este Domnul. Dacă vă vindecați dimineața aceasta, o boală sau mai multe va fi Domnul. Dar mai întâi de toate, aduc aminte, deci, înainte ca Domnul să se atingă de mine, am făcut un lucru. Am plâns înaintea Lui și m-am mărturisit că sunt un om păcător. Al treilea lucru a fost că și Domnul, pe vârful mila Lui, nu știu dacă sunt pocăit sau nu sunt. Și Domnul privește la credința noastră. Și Domnul dimineața aceasta să ne mărească credința. Amin. Și să crede că orice boală, în numele Lui Iisus, v-am vindecat. Vă rog să vă ridicați. Avem câteva bilete, le voi da citire, după care ne vor duce înaintea Domnului și vă rog ca în dimineața aceasta să fie o dimineață de aducerea minte. Amin. Când Domnul se va atinge de trupurile noastre, ne va tări, va lăsa vindecare, binecuvântare, putere. Și mai presus de toate, Doamne, mărește-mi credința. Amin. Rog biserica să se roage pentru soția mea și pentru mine, ca Domnul Iisus să ne vindece și să ne întărească. Vă mulțumește, fratele Loții, Domnul să-i binecuvânteze, să-și împingă mâna și în această parte și să-și facă lucrarea Domnului nostru. Sora Silvia roagă biserica să se roage pentru copiii mei, să se roage pentru copiii mei, care sunt bolnavi în spital al Rudenii, Mariana și Petre, doresc să-i vindece Domnul și să-i aducă la mântuire. Domnul să se îndurești în aceste suflete. Vă rog, numele Domnului, să vă rugați pentru soția mea, Daniela, care este programată pentru joi, pentru o biopsie. Vă mulțumesc în numele Domnului, fratele Nicușor Galben. Domnul să se îndurești de sora aceasta, să-și întinde ea mâna. La rugăciunea pentru bolnavi, în numele Domnului Iisus Hristos, rog biserica să ne rugăm și pentru fica mea, în numele de Mădălină, ca Domnul să o vindece, trupește, sufletește, amin. Vă mulțumește, fratele meu, Domnul să se întunește amin. Amin. Vă rog să aducem în rugăciune statul Nepal, care trece prin mare nenorocit, cât și familia Piple, care sunt misionari acolo, vă mulțumesc de sora Marțian. Domnul să-i vine cu mintele și ea din această familie acolo unde este, să-i păzească, să-i ocrotească. Voi da citire la câteva versete din Marcul, după care vom merge așa cum stăm înaintea Domnului și vom aduce pe cei în suferință. Sunt bucuros când Tu-i plin.
Grijă de toți purtați, că-și toți în sânt.
ușă bate. Umanității, vedem, ne spune Scriptura că
Oamenii erau atât de rău încât și întocmirea gândurilor lor era îndreptată spre rău. Într-o astfel de situație, Dumnezeu însuși spune: îmi pare rău că i-am creat. Și se vede nevoit să ia măsuri împotriva lor, dând ca pedeapsă potop, despre care știm, din care stau noi și familia sa. În altă perioadă istorică vedem că păcatul atinsese de asemenea cote alarmante, pe vremea Sodomei și Gomorei, când Dumnezeu ia din nou măsuri împotriva păcatului, împotriva oamenilor. Oamenii au fost răi în decursul istoriei lor. Dar dacă aici accentuează starea omului din vremea din urmă, ar vrea să ne spună că influența diavolului va fi atât de mare cât păcatul se va generaliza. Corupția va fi fără precedent. Și vreau să ne mai spună că nu este cazul să ne amăgim că oamenii se vor face mai buni. Au fost răi din natura lor, pot deveni buni numai prin Hristos, dar omul este într-o continuă coborâre în ceea ce stare, ceea ce înseamnă starea lui. S-a încercat să se lucreze la om. Să se creeze un om nou. Și această sintagmă nu ne este străină. O găsim și în ideologia lui Hitler. Știm din istorie că și Hitler vorba despre un om nou. Un om din rasa pură, din rasa ariană. Dar încercarea lui de a crea un om nou s-a soldat cu un eșec și știm lucrul acesta. Despre un om nou se vorbește și ideologia comunistă. Se căuta, se dorea crearea unui om nou pe baza unei educații socialiste, având la bază etica și echitatea socialistă. Și cei care avem o anumită vârstă ne amintim de câte ori pe zi auzeam această expresie în multe discursurile tovarășilor. S-a căutat crearea unui om nou. Și în acest cod al eticii și echității socialiste erau niște norme sănătoase. Priveau până și viața de familie, relația dintre soți. Se recomanda să nu se ajungă la divorț. Niște lucruri în aparențe bune, dar fără Dumnezeu. Unde au ajuns comuniștii cu acest om nou, cu crearea unui om nou, un om bun? Am un exemplu la îndemână pe care îl cunosc și vreau să vă spun că în 1977, dacă vă mai amintiți, fiind centenarul independenței de Statul României, 9 mai, s-a dat o grație mare. Și a dat Ceaușescu bunătate, s-a dat o grație mare. Nu știu câți deținuți au fost eliberați atunci, ceea ce știu este că toți minori aflați în detenție au fost eliberați. Erau mulți minori aflați în școlile de corecție, cum se numeau în limbaj popular centrul de educare a minorilor, dar s-a considerat că am avansat atât de mult în crearea omului nou, cât pentru copii, pentru minori, e suficient să fie educați în familie și în școală. Îmi amintesc de lucrul acesta pentru că se întâmpla în mai și o luni am fost încorporat. Am plecat de la București, unde am fost instruit 3 luni, de aici am plecat la Grești, în Bilbovița. Aveam acolo o subunitate, aveam un obiectiv acolo și ne despărțea doar gardul de o astfel de școală, un astfel de centru de educare a minorilor, desființat în luna mai. Ei bine, în septembrie, se pregătea pentru redeschidere sub o altă formă. Dacă până atunci un astfel de centru de reeducare arăta ca o școală internat obișnuită, era clădirea școlii cu multe clase, era o clădire dormitoare, cantină, sală de mese și o sală de sport uriașă cu tribune în interior. Aceasta erau condițiile în care copiii erau reeducați. Ei bine, după câteva luni s-a ajuns la concluzia că nu se poate face nimic în felul acesta cu copiii infractori eliberați. Și se redestudea în alte condiții, spuneam, se lucra la redeschiderea ei, înălțându-se gardurile, trăgând sâmbă din pată și construind să foișoare. Acolo, am stat un an Grești, am văzut, făcând gardie de pază foișoare, cu pistoale de traiere și cu muniție de război, așa cum aveam și noi dotare. Așa s-a fost o recunoaștere tacită a eșecului de un om nou. N-a reușit nici Hitler, n-a reușit nici comuniștii, dacă vă fost Ceaușescu sau
Brejnev sau Mao Zedong, n-au vrea să creeze un om nou. Un om nou nu se creează prin educație. Prin educație se poate corija. Nu se poate crea ceva nou. Un om devine nou printr-o naștere nouă, printr-o naștere din nou. Și așa spune de mâna Domnului, așa este lucrarea lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Omul este nou prin naștere din nou. Așa că nu s-a ajuns la crearea unui nou om nou, iar în zilele din urmă omul va fi, așa cum spune Pavel și Timotei, din ce în ce mai rău. Așadar, nu este nicio surpriză că raportul omului la adevăr este viciat. Pentru că ne spune aici, se vor depăra de credință ca să se alipească de duhuri înșelătoare, de învățăturile dracilor. Iată ce se va întâmpla. Adevărul este unul singur, aceasta este Evanghelia. Dar această Evanghelie va fi denaturată. Vor apărea alte căi. Vor apărea influența ale duhurilor răutății ca să ne aflați să ne smintească de la adevăr. Aceasta este o realitate care ne vom confrunta. Și exemplele pe care le folosește Pavel aici, privitor la căsătorie și la abstinență la anumite mâncăruri, le folosește pentru că acestea își au rădăcina în antichitate și erau deja cunoscute printre contemporanii săi. Timotei, cei din Efes, unde era păstor Timotei, și ceilalți care le ținea Pavel. Erau deja cunoscute pentru că gnosticii aveau o influență asupra creștinătății. Gnosticismul era un curent filozofic, religios, religios, filozofic, dar care dau un om o dualitate materială, spirituală. Omul era conceput astfel din trup și spirit, spiritul fiind de natură divină, dar trupul păcătos, carnea păcătoasă. Ori a de căsătorie era în viziunea lor, în concepția lor, o cedare față ispitelor cărnii, față ispitelor trupului. Și astfel ei se ridicau împotriva căsătoriei. De la 20 a trecut la curentul, la mișcarea monastică și știm că sunt și astăzi monastici, călugări, sunt mănăstiri și în zilele noastre pe toată suprafața Pământului. Ei bine, cum poți să interziști căsătoria? Sau să consideri că este ceva rău? Asta vreme este instituită de Dumnezeu. Dumnezeu, după ce a creat omul, sau de la ceea ce creează, a zis că este totul foarte bine. Foarte bine. Și totuși există o scăpare aici, pentru că Dumnezeu însuși a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Și atunci a creat femeia. Exact ceea ce în înțelepciunea lui absolută a considerat că are nevoie, că este necesar omului, ca omul să fie complet, să fie întreg, avea nevoie de el de ceva, de cineva. Și acel cineva era cea creată de Dumnezeu, Eva. Așa s-a instituit căsătoria, familia, bărbatul și femeia să fie împreună. Ori știi lucrul acesta, știi că acest lucru este făcut de Dumnezeu. Cum poți să spun că este ceva greșit? Iată cum se nasc ereziile. O altă învățătură falsă este cea privitoare la mâncare. Ce este voie să mâncăm, ce nu este voie să mâncăm. Ori în privința aceasta, Pavel a mai scris. Petru a avut o experiență personală și a scris și el de lucrul acesta. Luca a scris Pavel apostolilor în plarea lui Petru. Când Dumnezeu îi spune că toată creația lui este bună. Nu pot spurca ceea ce Dumnezeu a creat. Ori a luat mâncare, indiferent ce mâncare, cu mulțumire, înțelegând că este un dat la Dumnezeu, închinându-ne în felul acesta înaintea lui Dumnezeu, acceptând darul tău, cum poți să spui că ceva este spurcat? Că o mâncare este bună sau nu este bună? Existau interdicții în sensul acesta încă de pe atunci și mai există și astăzi în alte curente religioase. La spiritiști, la teozofi, care mai cred încă reîncarnare, ori apropierea lor de creștinism este doar tangențială. Ei cred încă și în sufletul animalelor care trec dincolo și nu pot sacrifica pe acest animal. Sunt învățături greșite. Sunt învățături care au tendința de a ne abate de la adevăr. Și cum se ajunge la aceste învățături? Iată ce ne spune aici. A bătut de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni.
Și numărul lor este destul de mare. Dar dacă vii duce de tăcere, cineva trebuie să le vorbească despre lucrul acesta. Să-i apartă de la adevăr. Ori aceștia sunt însemnați cu fier roșu în însuși cugetul lor. Dumnezeu a lăsat ca ceva divin în om conștiință. Dar este singura pârghie prin care Duhul Dumnezeu acționează asupra omului. În conștiință acționează Duhul Sfânt atunci când îl face omul conștient de propria păcătoșenie, aducându-l la Dumnezeu. Ori dacă omul își anihilează conștiința și ucide conștiința, insensibil la durere, la durerea proprului, insensibil la faptul că cineva din jurul lui face rău să se îndreacă spre rău, Duhul lui Dumnezeu nu mai acționează asupra lui. Un astfel de om care își ucide, care își anihilează conștiința, o aduce la insensibilitatea cărnii, altul, felul roșu, este în măsură să creeze o nouă filozofie, un nou curent religios, chiar dacă, influențând oamenii cu aceasta, știe în sinea lui că îi leagă spre rău, că îi leagă spre ea. Există astfel de oameni care creează astfel de curent, care ne îndepărtează de adevăr. E bine, de aceea îndemnul este să fim foarte atenți cum ne raportăm la adevăr. Adevărul este om. Căile adevărului sunt multe. Pentru că în vremurile din urmă va veni lepădarea de credință. Ori ceea ce ne spune aici Timotei, ceea ce spune aici Pavel Timotei, nu este apostazia generalizată. Aproape unanimă dinaintea sfârșitului. Aici spune că unii se vor lepăda de credință. Este o etapă premergătoare. Premergătoare a celei apostazii. Pentru că aici, așa cum am spus, se vor ridica unii pe care conștiința nu-i mai mută, insensibil în cugetul lor, care, iată, vor da naștere la fel de fel de teorii fanteziste. Menite să ducă pe oameni în rătăcire. Sunt astfel de teorii, unele departe de adevărul Scripturii, care au la bază lor fie o așa revelație, fie niște texte primite nu știu de unde, care n-au fost cunoscute până atunci, care rămân în continuare secrete, și o altă categorie care merg mai aproape de adevărul Scripturii, dar care vin să interpreteze greșit unele texte. Acestea sunt mai aproape de Evanghelie. Dar noi știm bine că o jumătate de adevăr este o misiune întreagă. Indiferent din care categorie fac parte, aceste căi deviante, care ne îndepărtează de adevăr, ne duc la moarte. Haideți să privim la câteva astfel de rezii, la câteva astfel de credințe. Poate noi spunem, ăștia suntem noi, biserica noastră, credința noastră, și nu ne interesează cum se chină alții, ce fac sau care este calea lor. Nu cred că este atitudinea cea mai potrivită. Este bine să știm ce mod de închinare au alte biserici. În ce constau alte credințe, pentru că nu știi când vii în contact cu unul din acești oameni care va căuta să te abată de adevăr. Mi s-a părut extrem de interesantă povestea mormonilor. În România se face mai puțin cam despre ei și așa știm din istorie. Noi credem că ea aparține trecutului iudaismului lor din America și poligamiei lor. Cam atât știu oamenii, e bine, poligamia nu mai există la mormoni încă de la sfârșitul secolului XIX. Când iudaismul a dorit să intre în Uniune și cum în Statele Unite era interesă poligamia, au renunțat la aceasta. Prorocul lor și-a adaptat mesajul. Nu mai are voie cu poligamia. Și adaptează în funcție de convicții. Vedeți dumneavoastră, unde adevărul nu este adevăr. Poți să-l adaptezi. O altă adaptare de acest gen, o întâlnim la ei când Coca-Cola le-a spus că nu mai cumpără zahăr cu ei. Ei considerau că este păcat să bei Coca-Cola, ca și ceaiul verde. Este păcat. Ori, dacă aceștia afirmații, firma le-a spus că nu mai cumpără zahăr de la ei, ori ei au mari cumpărători de zahăr. Ei, profetul, și în acest caz, a mai primit o revelație și Coca-Cola nu mai este păcat. Așa să mergem pas cu mână. Adaptând ceea ce tu transmiți ca fiind adevăr. Nu se poate. Adevărul rămâne adevăr. Amin. Spuneam că mi
pare interesantă povestea lor. Joseph Smith, părintele spiritual al mormonilor, primește vizita unui înger care spune că deauna apropierea casei se găsește o carte făcută din plăci de aur, pe care există o profeție. El găsește această carte, o copiază, era scrisă, zice el, într-o egipteană ciudată, dar acum erau niște ochelari cu niște lentile speciale care erau Urim și Tumim. Auziți dumneavoastră aceste recurce, despre care știm că erau bietarul lui Aron, mare preot. Acestea erau ochelari lui, ca să vadă ce viața în scriere, s-o traduc în engleză, și apoi care le-au dispare. Să vii să lasă o credință nouă, pe care e dintr-o carte pe care nu m-a răzit până noi, ca să vedeți câtă credulitate este la oameni. Și astfel, în această traducere, scrie cartea lui Mormon. În ce constă această istorie? Încă de pe vremea lui Ezechia, Dumnezeu trimite un grup de izraeliți să traverseze oceanul și ajung în America. Interesant. La Ierusalim au evenimentele pe care le știu. Iisus este răstignit. Prorocii din America văd lucrul acesta. După Înviere, Iisus îi vizitează în America pe acest urmaș ai lui Israel și le dă Evanghelia. Vestea bună, o Evanghelie specială. Specială. În care le spun niște amănunte care nu au celorlalți nu le-a spus. Niște tremuri deosebite pe care le știu numai ei. Of. Mi-e și greu să-mi imaginez cum pot să rostești astfel de lucruri când Iisus a spus, eu sunt calea. N-a spus, eu sunt căile, eu nu sunt cărările, eu sunt calea, adevărul și viața. Aceasta este Evanghelia lui Hristos. El s-a dus și în America și a mai dus cu o Evanghelie acolo, le-a explicat și lor cum că tot în America se va întoarce. Aceasta scrie în cartea Mormon. Mormon fiind un profet al lor din secolul 4. Fiul său Moroni revine ca înger în secolul 19 ca să-i vorbească pe iată lui Joseph Smith. Și poate dacă ar aparține doar istorie, nu ne-ar mai interesa lucrurile acestea. Dar Biserica Mormon este prosperă și are sedii de cult în România. Chiar nu se vorbește mult despre lucrul acesta, în alte orașe sunt peste tot Bisericii Mormone. Și în codul lor de conduită sunt învățați doar lucruri bune, vezi oameni cum se cade. Dar învățătura lor este departe de ceea ce noi învățăm. Dar pornind la un adevăr, nu pot să rostești adevărul. Indiferent ce aș spune despre Iisus, chiar recunoscându-L ca fiind Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, atâta vreme când tu pornești de la o minciună, de la un așa zis adevăr care nu se găsește în Scriptură, nu pot să-ți întemeiesc pe minciună o credință. Iată o cale deviată de la adevăr. Iată o cale care are mulți adepți și sunt mulți cei care merg pe această cale. De ce suntem îndemnați să prețuim adevărul în vremea turmei? Este o cale din prima categorie, cum spuneam. Cele care au la bază revelații sau documente. În aceeași categorie putem să spunem urmașului Carol Rusă, ruseliștii sau martorii lui Jehova pe care îi cunoașteți mai bine. Și aceștia, neagă Trinitatea, au învățături ciudate, spunem, că se deosebesc mult de ceea ce noi învățăm aici. Noi nu suntem măsuri nici să-i judecăm, nici să-i condamnăm. Noi condamnăm neadevărurile rostite pentru că trebuie, ni se pronunțește să facem lucrul acesta. Așa cum Pavel, la o moment dat, dată de Hristos, îi poruncește lui Timotei că arată să poruncească ascultătorul lui cum să trăiască și ce să învețe, suntem în măsură cu aceeași ordonare să spunem ce este adevăr, ce nu este adevăr. Nu condamnăm, nu judecă oamenii care cred lucrurile acestea. Noi lucrurile ține și învățăturile acestea spunem în numele Domnului că sunt greșite. Și în lumina pe care Duhul Dumnezeu ne dă asupra Evangheliei. Branham este mai aproape de zilele noastre. Și adesea lui am cunoscut toți. Mulți dintre ei sunt cei care au părăsit biserica pentecostală. La botezul în numele lui Iisus.
doar neagă trinitate. Și o fac. Dar printre ereziile propagate de ei sunt multe și grave. Încă de la începutul Bibliei vorbesc despre sămânța șarpului. Poate ați stat de vorbă cu astfel de oameni. M-am îngrozit când am auzit că ceea ce văd în păcat, în păcatul Evei, este de fapt sex. Asta s-a gândit că se pune în Eden. Sunt erezii care, așa cum spuneam, își găsesc noi și noi aleți. E bine, nici alea două categorie și aici se întâmplă multe. Am dat câteva exemple, mai mult sau mai puțin cunoscute, dar pentru că au un număr mare de adepți, cu atât mai mare este pericolul să venim în contact cu astfel persoane și nu doar aceasta. Pericolul ar avea atunci când ne lăsăm contaminați. Atunci când nu suntem bine ancorați în adevăr. De aceea îndemnul stâng. Prețuiți adevărul în vremul Duhului. Din cea mai doua categorie sunt teorii în sânul creștinismului care merg pe o gradă aproape de adevăr, dar interpretează, așa cum spuneam, greșit. Unele versete, unele noțiuni. Și aici am putea să amintim până oară Evanghelia posterității. Am auzit cu toții despre asta. Păi cum dacă tu ești copilul lui Dumnezeu, s-o duci și rău? Al Domnului este pământul, tot ce este pe el. Copilul Dumnezeu trebuie să fie neapărat bogat. Păi copiii regiului de pe pământ sunt bogați, acelui din cer de ce n-am. Cei ce se închină Domnul ce se duceze lui Dumnezeu trebuie neapărat să dovedească prin bogăție. Și mulți cred lucrul acesta. Și sunt bogați care merg la aceasta crezând că ceea ce au este pentru că ei sunt copii ai Dumnezeu. Dumnezeu binecuvântează. Dumnezeu răspunde rugăciunile noastre, răspunde cererilor noastre, Dumnezeu ne cunoaște nevoile, dar nicăieri în Biblie nu spune că vom fi bogați. Ne spune doar că pe pământ vom avea necaz. Că vom avea o luptă. Și că în mijlocul nostru vor fi săraci. Spune Biblia așa. Când se adresează bisericii din Corint, Pavel, mustrându-i pentru faptul că la cina Domnului nu se comportă așa cum el îi învățate și cum el primise, pentru că el spune, v-am învățat așa cum am primit, prin liberație la Hristos. Dar ei nu se comportau așa cum îi învățase, pentru că așa că luau masa pe grupuri, în funcție de bunăstarea fiecăruia, pentru că în biserică erau bogați și erau săraci. Deci și mulți sunt bogați, pentru că duceau masa înaintea celor care nu aveau să se vină de acasă, pentru că ei în acela Domnul mai aveau o masă de dragoste. Vedem un biserica din Corint, atât de apropiat de evenimentele trecute mai înainte, cu Hristos pe pământ, atât de proaspete în mintea lor, în viața lor, cu văzăturile de la Hristos și ulterior de la Pavel, și totuși erau bogați și erau săraci. Domnul Iisus vorbește despre bogați și despre săraci și despre felul în care se raporteze unii la alții. Nicăieri Biblia nu le vorbește despre faptul că slujind lui Dumnezeu vei fi bogat. Este o învățătură greșită care nu ține roade și ne depătează de adevăr. O altă astfel de învățătură pe care o zic tot în sânul creștinismului este cea privitoare la mântuit pentru totdeauna. Atenție, frate și surori. Suntem mântuiți prin jertfa de la Calvar și mulțumim Domnului că am înțeles lucrul acesta, am înțeles că am zis iertare în sângele lui Hristos, mulțumim Domnului că suntem aici la toți în închinarea lui Dumnezeu. Suntem mântuiți prin iertarea oferită în jertfa de la Calvar. Dar nu pentru totdeauna, ci condiționat. Sunt aici astăzi și mulțumesc lui Dumnezeu, dar nu dacă mâine mai sunt aici. Mântuirea mea nu este consfințită prin niciun contract cu cerul. Pot să mă rătăcesc, pot să mă pierd, pot să mă depărtez, pot să mor în păcat. Așa se amăgine de pentru oameni să trăiască în sarea de căldiceu, să trăiască mai cum vor. Am încheiat un legământ, m-am bucurat de Domnul și de acum mai pot păși și pe alături.
mântuirea mea asigurată. Vedeți dumneavoastră cât de periculoasă e clasul de învățătură? Nu-i mai degeabă cu oameni să lupte, să caute neîncetat adevărul, să caute neîncetat neprihănirea, ca prioritatea cum ne neamnă Scriptura, să dorim să trăim în neprihănire și curățit de inimă. Nu! Am chiar un legământ și sunt mântuit. Ce părere are Pavel despre lucrul acesta? Iată ce spune el Corinteniilor. Vă fac cunoscut, fraților, Evanghelia pe care v-am propovăduit-o, pe care ați primit-o, în care ați rămas și prin care sunteți mântuiți, dacă o țineți așa după cum v-am propovăduit-o. Altfel, degeaba ați crezut. A accepta o astfel de învățătură. A considera că este parte a adevărului Scripturii, înseamnă să fii neîncetat în pericol de a credea. Pentru că nu vei mai fi picioare, nu vei mai vedea asupra umărilor tale ce spune Petru despre același lucru. În Tiei Epistolei Corinteni, Petru, capitolul 1. Iată ce spune în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Abia atunci vom ști cum stăm cu mântuirea noastră. Și versetul vă spune, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Ca sfârșit al credinței voastre. Crede și mulțumesc Domnului pentru credință așa. Oamenii, așa spune fiecare. Dar, cât de mult vă crede mâine? Cât de mult vă crede poi mâine? Iată că venim în contact cu persoane care au adenat atât de învățături greșite și s-ar putea să fie influențați. N-ați cunoscut cazul în apropierea noastră, în jurul nostru. Avem cazul și Biblie de oameni care s-au rătăcit, acceptând învățături greșite. Așadar, adevărul este unic. Și adevărul este Hristos. Și învățătura Evangheliei. Și dacă suntem îndemnați să-L prețuim, să-L căutăm, suntem aproape de adevăr, este pentru că în jurul nostru, iată, sunt căi care se depărtează de adevăr. Intersectăm poate numărarea noastră căile acestea și uităm că noi avem calea noastră și mergem la altă cale. Ce trebuie făcut în această situație? Ce trebuie făcut? Iată, aici se dau niște recomandări. Lucrul cel mai important este ca adevărul să fie bine, bine cunoscut. Adevărul Evangheliei trebuie cunoscut bine, aceasta se poate face prin studiul Bibliei. Poate că nu toți suntem înclinați spre studiu. Poate nu găsim o plăcere neapărat în aceasta. Dar este strict necesar să cunoaștem adevărul acesta. Vedeți, n-am să ne amălșim că nu trebuie să studiem. Duhul lui Dumnezeu ne va călăuzi. Ei bine, frați și surori, să ne amintim ce spunea în versetul 1. Se vor lepăda de viață ca să se alipească de duhuri înșelătoare. Există și astfel de duhuri. Nu cercetezi adevărul vizibil, scris aici, așteptând călăuzire și este foarte posibil să aud o șoaptă străină. Voi ști dacă Duhul Dumnezeu m-a măsurat care mă voi ancora în adevărul cunoscut de aici, revelat prin Scriptură. Pentru că în funcție de ceea ce învățăm de aici, trebuie să și cântărim lucrurile și așa suntem îndemnați. Să știm bine. Atunci când lipsește un Duh de deosebire a Duhului, trebuie să cântărim lucrurile în funcție de lumina pe care dă Scriptura. Și atunci când spune că nu-i suficient, că nu este necesar să studiez pentru că m-a scălăuzit cu Dumnezeu, există pericol, atenție, să ascultăm șoapte străini. Este Duhul rău, dragul, care a tot interesul să ne abate la adevăr. Toate aceste cunoscute trebuie puse mintea fraților. Acesta este îndemnul către Timotei. Ferește-te de pasăre lumești și băbești. Caută să fie evanghelist. O viață trăită în evlavie, în cercetarea Scripturilor, împărtășită frățească și în apropiere neîncetată de Dumnezeu. Pentru că, spune aici,
făcând o comparație. Deprinderea dumneavoastră este de puțin folos în comparație cu evlavia. Poate cunoștea bine ceea ce înseamnă mișcare pentru sănătatea trupului. Cunoștea jocurile corintice. Ceva similar, olimpiadelor de zineam corinții în Olimpia, pentru că date de exemplu despre cursa noastră, despre alergarea noastră, despre lupte, cum că dau cu pumnul, dar nu încă de obânt, cunoștea aceste activități și beneficiile activităților sportive asupra sănătății trupului. Dar toate acestea sunt nimic în comparație cu ceea ce avem noi de făcut ca o gimnastică spirituală. Trăire în evlavie, pentru că aceasta este necesar nu doar pentru acum, ci pentru veșnicie. Avem nevoie, cum spuneam, și de exerciții fizice și de gimnastică. Dar o gimnastică spirituală, o discuție pe teme biblice, o cântare, când vorbiți între voi, era în demnul Scripturii, cu psalmi, cu cântări de laudă și cântări de obicei. Aceasta ne va ține mereu trăiești. Dacă am întâlnit mereu să vorbim din Biblie și învățăturile false pe care le auzim, vor fi doar subiecte de discuție privind combaterea lor, vor rămâne în picioare. Dar dacă eu sunt influențat negativ de o persoană care vrea să mă îndepărteze de adevăr și la întâlnirea cu fratele meu vorbesc politică sau știți sportive și nu-i spun iată-mă ce am auzit, s-ar putea ca ceea ce am auzit să dea sămânță în mine, să crească spre prietenia mea. Dar dacă aduc înaintea fratele meu, vă spune, stai puțin că greșești. Hai să deschidem Scripturile, să vedem în lumina Duhului ce ne spune Dumnezeu. Și acest lucru mă va reabilita. Dar dacă, așa cum spuneam, discuțiile noastre sunt de altă natură și nu vorbim despre preocupările noastre strict spirituale, dacă acestea sunt o prioritate în viața noastră, iată că multele căi care ne puteam de adevăr s-ar putea să se așteagnă la picioarele noastre și ispititoare să întind despre un viitor negru, sumbru. Poruncește și învață aceste lucruri. Sfântul Timotei. Cu autoritatea, cum spunea, pe care a primit-o Pavel, îi poruncește ca la rândul lui să poruncească. Sunt lucruri care nu trebuie trecute cu vederea. Sunt lucruri care trebuie avute vedere neîncetat, datorită pericolului care ne paște. Și îndemnul pentru Timotei este atâta vreme cât tu ai fost în puternicii. Atâta vreme când tine există darul acesta, prin punerea mâinilor, tu ai autoritate. Și biserica te ascultă. Dar să nu neglijezi acest dar. Ești răspunzător de oameni care te ascultă. Și încheie. Fii cu luarea minte asupra ta, însuși asupra învățăturii pe care o dai altora. Ceea ce ne spuneau și copiii mai din versetul de auzit. Să răiești aceste lucruri, că dacă le faci așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă. Aceasta este o mare responsabilitate. Pentru că există căi greșite. Căi care se depărtează de adevăr. Pavel a venit să prezinte înaintea bisericilor, înaintea credincioșilor, Evanghelia pe care a primit-o prin revelație. El a crezut ca fiind adevăr, adevăr absolut. Și în așa măsură a vrut ca acest lucru ei să-l simtă, să-l înțeleagă, să-l creadă încât, iată ce le spune Galatenilor. Dar chiar dacă noi înșine, sau înșine din cer ar veni să propovădească o evanghelie deosebită de aceea pe care am propovăduit-o noi, să fie anatemă. Vă să zică oameni cu din Galatea și de pretutinde. Ceea ce eu v-am spus ca fiind adevăr este ceea ce am primit de la Hristos. Odată mă voi sminti la un moment dat și o să vă spun altceva. Oricât de convingător aș încerca să fiu, nu mă credeți. Înseamnă că am scăzut sub influență străină. Adevărul de ceea ce v-a spus de la atunci, asta este de fapt. Poate să vină un înger de lumină, dacă vă spune altceva, nu-l credeți. Este doar o prefăcătorie a diavolului. Singurul interesat să ne mintă, să ne înșele. Aceasta este Evanghelia. Adevărul absolut. Așa am cunoscut-o, așa am primit-o și noi. Și haideți să vedem asupra ei. Asupra adevărului, rugându-ne Domnule, Doamne, dă-ne în permanență lumină și aduce să vechem pe care amintim.